4 aprilie 1949 reprezintă ziua înființării NATO, despre originea, evoluția NATO, dar și despre cum a reușit să devină un instrument important de securitate colectivă. O să încercăm să aflăm în această dimineață de la invitatul nostru din România. Alături de noi este domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă. Bună dimineața! Bună dimineața la Chișinău și în întreaga Republică Moldova. Vă mulțumim tare mult că ați găsit timp și pentru noi. Despre NATO discutăm foarte mult, dar până la urmă vreau să înțeleg cum a apărut această alianță și dacă a fost o necesitate pe bune, așa cum studiem și în manualele de istorie, sau a fost mai mult un moft politic pentru a demonstra supremația asupra Uniunii Sovietice. Mai întâi vreau să vă spun că întotdeauna voi fi aproape de noastră, pentru că am fost 4 ani în ospeție la dumneavoastră, atașată la apărării la Chișinău. Da, NATO s-a născut dintr-o necesitate. După 1945, Europa de Est a fost ocupată de Uniunea Sovietică și a fost schimbat sistemul politic. Ceea ce, cum se spune și acum în Europa de Est, ne-au luat Dumnezeu. Nu se întâmplase o asemenea traumă politică în istoria Europei. Occidentalii s-au simțit amenințați, au încercat diferite variante de apărare, o încercare de asociație a Europei Occidentale. În final s-a luat inițiativa înființării NATO. NATO nu este altceva, exact cum spunea unul dintre primii secretari generali ai săi, o formulă simplă: să ținem pe americani înăuntru ca să ne apere în Europa, se ține pe germani jos, atunci era teama că o Germanie resurgentă va reprezenta un pericol pentru europeni, acum nu, ne dorim Germania cât mai sus pentru că e o democrație funcțională, și se ține pe sovietici afară din Europa. Din păcate, după agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, acest element, se ține Rusia condusă de Vladimir Putin cât mai departe de frontierele noastre, a devenit actual. Bine, și cum abordează NATO actualmente relația cu Federația Rusă, dar și alte state care prezintă și manifestă un comportament agresiv în contextul securității colective? NATO s-a extins spre Est, nu pentru că ar fi vrut dintr-un moft sau ar fi vrut să ajungă cât mai repede la frontierele Rusiei, ci pentru simplu fapt că toate țările din Est au dorit să intre în NATO. Noi ne-am dorit foarte mult acest lucru, nu am reușit la Madrid, și ulterior a venit Praga și atunci au intrat și balticii și noi și am avut val după val. În general, NATO a fost văzut ca un element de stabilizare. Pentru noi a fost întoarcerea acasă, chiar antecamera pentru intrare în Uniunea Europeană. În general, NATO a încercat să construiască cu Rusia relații funcționale și o perioadă au mers. A fost un consiliu NATO-Rusia care a încercat să stabilească relații de comunicare și să se evite orice fel de tensiuni. De aceea, de exemplu, iau un element românesc, noi am avut un parteneriat strategic cu Statele Unite pe care l-am dezvoltat imediat după 90, încet, încet am plecat spre vest și ne doream, de exemplu, ca la baza Cogălnicianu sau în alte puncte din România să vină trupe americane. Iar americanii nu au dorit acest lucru, NATO nu a dorit acest lucru, au preferat să trimită trupe prin rotație și contingente simbol. Tocmai pentru ca acest Consiliu NATO-Rusia să funcționeze, să existe un grad de încredere și să nu ne amenințăm reciproc. După momentul cheie a fost Crimeea, 2014. În acel moment, formula facem securitate în Europa cu Rusia s-a schimbat în formula facem securitate, dar ce este cu Rusia? Iar după agresiunea de acum 2 ani împotriva Ucrainei, la NATO lucrul este foarte clar. Facem securitate în Europa împotriva Rusiei. A fost conceptul strategic de la Madrid, iar la Vilnius s-au stabilit planuri regionale de apărare, pentru că ideea NATO este foarte simplă: descurajăm, ne pregătim de război ca să avem parte de pace. Ați putea să ne spuneți care sunt mecanismele de cooperare ale NATO cu statele care nu sunt membre NATO sau cu alte organizații internaționale? Și aici aș vrea să ne referim mai mult la colaborarea NATO cu Republica Moldova. Dintr-un început, NATO nu este un bloc militar, cum este prezentat de Kremlin, mai ales în condițiile în care a început acest nenorocit război în Ucraina. Este o organizație politico-militară legată de anumite valori, în sensul în care
în tratatul de la Washington scrie negru pe alb, suntem uniți prin dorința noastră de libertate, democrație, domnia legii. Noi preferăm legea și nu un om. Cam asta ar fi esența și de aceea este o alianță durabilă, este construită în jurul unor valori. În acest spirit colaborăm și cu celelalte state, în sensul în care NATO încearcă, prin diferite mecanisme, principalul era Parteneriatul pentru Pace și a rămas, încercăm să construim elemente de colaborare cu statele din jur, din Africa de Nord până în estul Europei. Cum spuneam, a existat un Consiliu NATO-Rusia, relațiile sunt înghețate acum firește după ce a început acel război de agresiune. Există Consiliul NATO-Ucraina și aici chiar ieri NATO își va asuma un rol important în ajutorarea directă a Ucrainei, va gestiona ajutorul pentru Ucraina. Iar cu celelalte state, în general, s-au dezvoltat parteneriatele pentru pace, iar în momentul în care politic statul respectiv a îndeplinit criteriile, pentru că asta este problema, nu NATO se repede să integreze un stat, ci un stat dorește să intre în NATO și trebuie să îndeplinească anumite criterii, de la tratat de frontieră cu statele din jur până la criterii democratice, cel puțin pentru noi au fost foarte stricte, au vizat societatea, bineînțeles și armata. Și în momentul în care un stat îndeplinește acele criterii și se ia decizia politică, știm ce ezitări au fost legate de Ucraina și Georgia și ce consecințe au avut ulterior, la chiar summitul de la București a fost acel nefericit moment în care s-a refuzat integrarea celor două state, dar în momentul în care statele sunt pregătite și condițiile politice îndeplinite, repet, elementul politic este esențial chiar dacă armata este un instrument care este bine verificat de către NATO în perspectiva integrării, inclusiv controlul civililor asupra armatei, atunci apare acel MAP, este un plan. Da, în cadrul celor două democrații care, șocate de invazia rusă în Ucraina, vorbesc de Finlanda și Suedia, a renunțat la Suedia la o neutralitate de 200 de ani, s-a trecut peste etapa MAP-ului, s-a pus problema direct de integrare. De ce? Pentru că și la capitolul politic și la capitolul militar, cele două state erau deja, de facto, state pregătite să fie membre NATO. Acum la Bruxelles se desfășoară reuniunea miniștrilor de externe și este și un context simbolic, 75 de ani de la înființarea NATO. Ieri spuneați și dumneavoastră că secretarul general al NATO a schimbat un pic retorica. Am putea să ne așteptăm și la alte noutăți sau declarații? Ajungem la contextul războiului din Ucraina, pentru că ăsta este miezul problemei, nenorocirea care a picat pe capul nostru a tuturor europenilor acum când credeam că nu o să mai avem parte de așa ceva. NATO inițial a preferat să lase națiunile să ajute Ucraina și am avut inițiativa americană. Au apărut două mari probleme. Rusia a fost mobilizată de Vladimir Putin pentru război, nu a căutat nicio soluție de pace și în clipa de față avem această mobilizare totală a industriei de apărare, a mobilizării mascate, financiare și de asemenea, de cealaltă parte, avem această sincopă în Statele Unite, în sensul în care Camera Reprezentanților ezită să voteze ajutorul pentru Ucraina. În aceste condiții, europenii au preluat inițiativa. Franța este cea care are inițiativele cele mai curajoase. Greul îl duce Germania și Marea Britanie. Germania este cea care finanțează cel mai mult ajutorul pentru Ucraina. Uniunea Europeană, dar Uniunea Europeană merge în primul rând pe ajutorul civil și fiecare stat european ajută. În aceste condiții s-a impus necesitatea unui ajutor coordonat, constant și predictibil. Și aceasta este inițiativa care a fost lansată acum. Cred că va fi definitivată la Washington când se vor aniversa cei 75 de ani. Și prevede în principal un plan pe 5 ani de ajutor financiar de 100 de miliarde de euro. Dar pasul este politic. NATO își asumă un rol direct, constant și coordonat pentru a ajuta Ucraina să facă față
agresiunii a Kremlinului. Aș vrea un pic să ne oferiți detalii despre elementul cheie al tratatului, și anume articolul 5, pentru că el de regulă trezește și ridică anumite semne de întrebare. Mai mulți experți internaționali susțin că anume articolul 5 este marea frică și temerea Federației Ruse. Se face referire la ajutorarea reciprocă a statelor în momentul în care cineva o să încerce să facă o imixiune sau o ingerință în ordinea statului. Da, aici avem un paradox, deși e vechi de 75 de ani și a apărut în acele condiții, tratatul nu a necesitat nicio modificare. Este ca cazul Federalius, în sensul în care articolul spune foarte clar, un atac împotriva unia este un atac împotriva tuturor. Plecăm la război toți dacă veți ataca un stat, sau chiar se menționează zona de responsabilitate a NATO, de exemplu, Marea Britanie a purtat război din Falkland în afara zonei de responsabilitate și NATO nu a venit în ajutorul Marii Britanii, ci se rezumă la zona, la teritoriul, în principal la teritoriul țărilor noastre membre NATO, și cred că spune totul acest articol 5. Da, avem și articolul 3 care spune că noi trebuie să avem fiecare în parte grijă de propria sa capacitate de apărare, și de aici celebrul 2% din PIB. Multă vreme statele europene au ezitat, pentru că știți cum e, ne convenea, suntem la pace, să dăm banii pe unt, nu pe tunuri. Numai că situația a apărut de așa natură, banii din petrol, domnul Vladimir Putin l-o să-i dea pentru ruși și a dat pentru tancurile care acum agresează Ucraina, și atunci și noi sunt obligați să facem același lucru. De asemenea, avem articolul 4 care prevede discuții. În momentul în care o țară este agresată sau simte un pericol, acea țară, în baza articolului 4, începe consultări în vederea soluționării acelei probleme. De multe ori articolul 4 este văzut ca o antecameră pentru articolul 5, însă planurile regionale de apărare ale NATO, apărute după decizia de la Vilnius, după summitul de la Vilnius, prevăd planuri regionale care asigură apărarea din primul moment a unui stat de către NATO. Vom avea o forță rapidă de dislocare a NATO, care și SACEUR-ul, SACEUR este comandul suprem, este Supreme Allied Commander Europe, este în același timp are două pălării, este comandul forțelor americane în Europa, dar este și cel mai mare comandant al forțelor NATO, ia comanda, și asta înseamnă o mare posibilitate de a descuraja, în sensul în care orice agresor se confruntă din prima clipă cu forțele armate ale NATO în ansamblu. Și atunci este descurajat. Noi asta căutăm. Pe final aș vrea să ne spuneți ce ar trebui să cunoască orice cetățean despre NATO, ca să nu intre foarte mult în detalii politice, istorice, cu ce ar trebui să se asocieze NATO. NATO este scutul nostru al democrațiilor europene împotriva oricărui agresor. Iar cei care cred în aceleași valori ca și noi, libertate, democrație, domnia legii, ușa este deschisă. Dar da, sunt anumite condiții politice care trebuie să îndeplinite. Eu vă mulțumesc tare mult că ați găsit timp în această dimineață pentru a intra în legătură directă cu noi și vă mai așteptăm cu mare drag. Vă mulțumesc! O zi frumoasă la Chișinău și Republica Moldova!